ne desfășurăm activitatea împreună cu echipa noastră de angajați, ca și într-un an normal. Viața în această perioadă la noi în livadă merge înainte, ne ocupăm de tot ce înseamnă lucrări de tăiere, de curățare, palisare, toate lucrurile merg înainte și sperăm că într-o lună, o lună jumate să intrăm în partea de cules. În perioada culesului venim cu aport de zelieri. Dar acum am văzut că aveți muncitori în fiecare zi. Echipa e completă, cea cu care lucrăm în fiecare an își desfășoară activitatea. Cât sunt zilnic în livadă? Zilnic avem 4-5 oameni care își fac... De dimineață până la apus? Da, dimineață până seara lucrăm la tot ce înseamnă întreținerea livezii. Păi criza nu și distanțarea nu vă obligau să întrerupeți? Respectăm normele, respectăm distanțele. În 10 hectare avem loc să lucrăm 4-5 oameni fără nicio problemă și fiecare cu hectarul lui, cu felia lui. Și dacă v-ați fi oprit, ce se întâmpla cu livada? O pierdem. Planta merge înainte, ea trebuie îngrijită, trebuie avut grijă de ea. Dacă noi luăm pauză, înseamnă că nu o să avem roade anul ăsta. Și cam câți bani ați investit în total din 2010 până astăzi, în 10 ani, în livada asta aproximativ? Cât s-a investit? Investițiile se ridică undeva în jur de 1 milion de euro. Nu aveam curaj să fac această investiție dacă nu erau proiectele și programele pe fonduri europene. Cu cele două proiecte din livadă și cu proiectul de agropensiune am primit granturi de la Uniunea Europeană aproximativ 550.000 de euro.